cei trei prieteni. Se povestește că un om a fost acuzat odată de o faptă pe care nu o făcuse. Pentru a scăpa de pedeapsă, cineva trebuia să depună mărturie că omul acesta este nevinovat. S-a dus el la cei trei prieteni pe care îi avea și i-a rugat ca a doua zi să meargă împreună cu el la judecător și să-l scape astfel de pedeapsă. A doua zi, primul prieten s-a scuzat că nu mai poate veni. Al doilea l-a urmat până la ușa tribunalului, însă acolo s-a răzgândit și a făcut cale întoarsă, iar cel de-al treilea prieten, pe care omul nostru contase cel mai puțin, a intrat, a depus mărturie pentru el și l-a salvat, redându-i astfel libertatea. La fel se întâmplă cu fiecare din noi. Cei trei prieteni pe care îi avem în viață și care ar putea vorbi despre noi așa cum suntem cu adevărat sunt: primul, averea noastră, al doilea, rudele, și al treilea, faptele bune pe care le-am făcut. Însă când murim, toate câte le-am agonisit, fie ele cât de mari, rămân aici, fără a ne mai ajuta cu ceva. Rudele ne urmează, dar până la groapă, și rămân și ele, tot în lumea aceasta. Dar faptele noastre bune, cel de-al treilea prieten, sunt cele ce ne urmează și dincolo de moarte, arătându-i lui Dumnezeu adevărul despre sufletul nostru. De aceea, valoarea unui om este dată numai și numai de faptele bune pe care le-a făcut. Glasul meu auzi când mă rog eu ție. Pentru tine eu mi-am pus nădejdea să nu mă depărtez de la fața ta. Aleluia, 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 slavă ție, Doamne!